Bună seara, sunt Sorin Diaconescu și din nou sunt onorat să mă aflu în fața dumneavoastră la Fețele Puteri. Doamnelor și domnilor, există în viața publică persoane, există în viața publică personaje, există în viața publică personalități. Am în această seară șansa ca în fața dumneavoastră să evolueze într-o convorbire cu mine un om care este un personaj și mai ales o personalitate. Un om care pe unde trece lasă semne, lasă urme, lasă amprente. Un om care are multe de spus, deși, trebuie să recunoaștem, spațiul public pare consacrat uneori prea mult, în prea mare măsură, celor care vorbesc mult fără să spună mai nimic. În această seară, oaspetele meu, căruia îi mulțumesc pentru prezență, este nici mai mult, nici mai puțin decât domnul general Mircea Chelaru, general de armată, istoric, eseist, cu foarte multe calificări în vari domenii, informatician, specialist în comunicare, vorbitor a patru limbi străine, dacă nu greșesc, domnule general, onorat să ne aflăm față în față la Fețele Puteri. Dați-mi voie și eu să încep prin a-mi exprima o satisfacție chiar smerită pentru faptul că reușim într-un interval de timp destul de scurt de când m-ați contactat până acum, să punem în operă această bună intenție, iar eu vă stau la dispoziție ca un slujitor al acelora care au avut întotdeauna nevoie de noi. Încep orice intervenție publică printr-un salut care mi-e drag mie. Bună seara, Românie, sărutumâna țară. Dați-mi voie să spun bună seara voi, cei din țara Târgoviștei, sărutumâna doamnelor și domnilor, cu tot respectul din partea celor care este, din fericire, la fel și asumat la fel ca voi și pentru voi. Domnule general, ca întotdeauna, un început al dumneavoastră, marca Mircea Chelaru, ceea ce este bine. Prea mulți oameni repetă aproape în mod automat anumite spuse și s-au golit de conținut. Dumneavoastră, sunteți în cu totul altă situație și asta este foarte bine. Aș începe dialogul nostru prin a reaminti, și cred că așa se cuvine, ieri a fost Ziua Culturii Naționale. Da. Esențializat, dacă ați vorbit de Eminescu și ar trebui să plece un tren în câteva minute, ce ați spune unui austriac, unui englez, unui bulgar? În primul rând, cred că în 30 de secunde îmi fac o datorie de credință asupra istoricului acestei legi. Eu am și calitatea fericită de a fi vicepreședintele Ligii Culturale pentru Unitatea Română de Pretutindeni, ligă înființată de Eminescu și Slavici în 1871, preluată apoi prin 1908 de către Marele Iorga și a funcționat până la asasinarea sa. Ea, reluându-și activitatea, iată, anul acesta face 25 de ani sub inițiativa ilustrului om de cultură, Victor Crăciun. E bine, trebuie să vă spun că legea culturii naționale n-a plecat așa. Au fost filipicile noastre atunci când constatam că Eminescu este atacat într-un mod vulgar, într-un mod, zic eu, criminal față de semnificația lui națională, față de ceea ce reprezintă el pentru orice român. Mai ales că trebuie oameni de cultură. Ajungem uneori. Și acolo, v-am spus că concentrez. E bine, începând cu 2006 am susținut instituirea, vă rog să rețineți termenul cu exactitate, Zilei Naționale a Culturii Românilor. O zi națională în care tot neamul românesc să fie atunci liber cu adevărat, să se pună câte o floare la toți luceferii, la toate steluțele, la toți corifeii făcători, fondatori și creatori de cultură, spirit și civilizație românească. Să nu mergem la mormântul Eminescu și să călcăm pe mormântul lui Sadoveanu în stânga, pe al lui Coșbuc în dreapta, să trecem călare peste mormântul Eugen Barbu, așa într-un fel de indiferență, nu, inconștiență reflexă, nu sunt vinovați cei care fac treaba asta, ci de la chiar modul în care s-a gândit și s-a conceput. A ieșit alminteri, altfel decât am voit noi,
Bucuria cea mare este că atunci, în 2012, în unanimitatea sa, membrii Academiei Române au votat pentru, constituind astfel o sinapsă peste timp între Eminescu, fondator de conștiință națională, marele teoretician al statului organic, unificatorul de limbă și spirit românesc, cu timpul în care suntem, cu modernitatea, spun eu, cu partea ei pozitivă a românilor, ușor adaptabil, uneori chiar prea ușor adaptabil, la timpul superior care vine. E, acest lucru am vrut să-l scot în evidență, că nu este un moft a celebra ziua culturii naționale, să mă duc în lege. Este obligație de a rememora de fiecare dată, la o anumită zi, tot ceea ce înseamnă continuitate de spirit și cultură românească în sprijinul și în apărarea românismului și românității. A fi bun european, nu poți neapărat, nu poți să fii un bun european până nu ești întâi un bun român, cunoscător al valorii tale, un competitor cu celelalte valori europene pentru a pune mereu valoarea adăugată existenței noastre. Noi nu suntem un neam de migratori, de emigranți și nu putem să ne lăsăm reprezentați doar de cei care, după cum știți, au o anumită, un anumit tip de comportament și o altă natură dezrătăcinată a modelelor de viață. Am înțeles. Domnule general, înainte a trece mai departe, am să vă spun că noi, la MDI, obișnuim să punem și o întrebare telespectatorilor. S-a acceptat să o pun acum pentru că ne vom lega de aceste noțiuni în dialogul nostru. Și am întrebat pe cei care ne urmăresc și întreb, să îi rog să ne răspundă prin da sau nu la numărul de telefon afișat pe ecran, prin SMS, dacă dumnealor consideră că armata și biserica sunt folosite de către politicieni în scop electoral. Pentru că o să ajungem și la acest pasaj. V-aș ruga acum să rotunjim cumva chestiunea da. Care se referă la Eminescu, pentru că am putea vorbi mult. Să vă consider soldat austriac, nu? Da. Cum spunea Bismarck. Exact. Soldat austriac. Nu știe decât ceea ce se spune. Corect. Ei bine, din această perspectivă, o definiție standard pentru Eminescu nu poate să existe, pentru că așa cum spunea Edgar Papu, în 1934, cu ocazia dezvelirei statuii lui Oscar Hahn de la malul mării, avea să spună, citez, Eminescu a fost o minte ciclopică, dincolo de puterea de înțelegere a omului normal pământean. El a fost un mijloc uman care a dialogat transcendent cu divinitatea, reprezentându-ne pe noi ca neam românesc. Ca și valoare culturală, comună, convențională, Eminescu nu este cu puțin mai prejos decât marele spirite ale umanității. El este simbolul nostru de universal într-o lume tot mai flămândă de senzațional. El este o valoare decantată și, iată, suntem în anul 2014, sunt 300 de ani de când Dimitrie Cantemir a fost primit în cadrul Academiei la Berlin. O altă entitate a culturii și spiritualității universale și continuăm. Anul trecut a fost, s-au împlinit 75 de ani de la înălțarea columnei lui Brâncuș. Alt spirit care a spus, întrebat fiind la New York, domnule Brâncuș, dar de ce tot sculptez dumneata pasărea. Ce nu sculpta păsări, de fapt. Era măiastra. Da. La care Brâncuș se întoarce și dă acest răspuns pe care ar trebui să-l cioplim ca moto al națiunii noastre, din sorgintea noastră dacică. El spune așa, eu nu sculptez pasări, eu sculptez zborul. Închipuiți-vă sublimul acestei gândiri. Eminescu este un sublim al gândirii filosofice aplicate, al transcendentului transfigurat în poezie și proză, dar în același timp este un mare precursor al științelor moderne a secolului 20. Am înțeles și ca soldat austriac, cred că m-ați convins.
Ca atunci, român, ca român eram, dar e foarte plăcut să ascult această înșiruire de termeni cu mult sens, cu mult miez, care definesc. Veți găsi într-una din scrisorile sale către Veronica, în ultima parte a vieții, după ce a fost asasinat civil, deci după acea fatidică zi de 26 iunie 1883, în urma scrisorii bilețelului soției lui Slavici, doamna Söcke. E bine, o să găsiți una din scrisorile sale, și e foarte important ce spun acum, această idee a lui Eminescu de a își înțelege menirea. Și îl spune, am fost plămădit ca un geniu pustiu adus spre mântuirea acestui pământ la care eu am spus da și nu mă tem că plec. De ce revin la soldatul austriac? Formula lui Bismarck. Mi-aduce aminte această replică a lui Eminescu de formula de organizare educațională în societatea germanică. Și li se spunea tinerilor, ca bărbați, ține minte, te naști nu pentru a trăi, te-ai născut pentru a-ți face datoria. Eminescu s-a născut pentru a-și face datoria față de sublimul popor ancestral român. Am înțeles, domnule general, de la Eminescu, o să ajungem, pentru că Eminescu este mereu la modă. Eminescu nu e la modă. Eminescu este un datum și nu poate fi nici la modă și nici demodat. Că au fost unii care au vrut să-l demodeze și au spus că Eminescu este un cadavru din debara. Mai de ună zi, în 2012 chiar, în preziua votului pentru legea culturii naționale, s-a spus că Eminescu are o operă de maculator. Ni s-a mai spus că Eminescu S-au spus multe enormități. Da, deci îi lăsăm pe toți pigmeii aceștia. Eminescu este instantaneu, atemporal și mereu valoare supremă de spiritualitate a națiunii române. Vreau să fiți de acord cu această Absolut. Definiție. Aș putea spune amin după această definiție. Domnule general, dacă ar fi să ne întoarcem la societatea românească actuală, cu problemele ei, cu frământările ei, îndoielile ei, speranțele ei în general făcute praf, Cu abandonările ei, de acord, ar trebui să o caracterizăm cumva. Și cred că o faceți dumneavoastră într-un scurt pasaj pe care noi îl avem și colegii mei din regie l-au pregătit, pe care vă propun să îl urmărim, de la care să plecăm în discuția către aproapele care ne jenează uneori, în loc să ne facă bine. Viața noastră... Vreți să mă surprindeți, nu? Nu știu dacă vă surprind. Nu, m-a surprins. Tot dumneavoastră sunteți autorul acestor cuvinte. Rog colegii din regie să vedem 50 de secunde cu domnul general. Nu sunt spectator și nici retras într-un cerc de filici, ci un implicat cu suferința că nu am instrumentarul să pot face bine. Nu dau băieții instrumentele de mână. În clipa în care nu ești șantajabil, nu ești coruptibil, nu ai vicii publice, nu ești electibil, domnule, nu ești electibil. Pentru că, neavând cu ce să te controleze, nu poți să fii contribuant. Eu nu pot să contribui decât cu ceea ce m-a înzestat Dumnezeu. Cu minte, atât cât mi-a dat, cu onestitate, atât cât mi-am însușit, cu demnitate, atât cât am fost învățat. Astea nu sunt vandabile și nici nu intră pe mercurialul zilnic al listei de partid. Am putea spune că de aici încolo sunt doar variațiuni pe aceeași temă, orice s-ar spune. Asta este esența societății românești actuale. Cu tristețe. Eu sunt de acord cu aceste și cred că foarte mulți români. Da. Aș vrea să observ pentru telespectatori că ați început prima carte cu posibila soluție, o posibilă soluție. În 1993. Și iată, nu de mult, ați lansat România Moluscă. Sigur, între aceste două lucrări sunt și altele. Da. Pare că tonul nu este mai optimist deloc.
Pare că dumneavoastră, în evoluția pe care o redați în cărțile dumneavoastră, găsiți că motive de bucurie nu ar fi. Și ca să bruscăm un pic discuția, ne lipsește, cred eu, sau sunteți dumneavoastră de acord că ne lipsește un ideal care să unifice? Germania a avut întâi Deutschland über alles. Germania mai presus de tot. Apoi s-a, cumva, a evoluat în Germania pentru toți. Noi acum ne dezvoltăm trecerea asta prin timp, o materializăm după ureche. N-avem nimic. Ne lipsește așa ceva. E o foarte cauză. Foarte bună întrebarea. Eu am răspunsurile personale, dar niciodată n-am considerat că ceea ce s-a produs ca urmare a decantării propriei experiențe este și răspunsul final. Dar m-am străduit să-l rafinez în repetate rânduri. Sunt un spirit foarte critic, în primul rând, cu mine însumi. Și am constatat că el, poporul român, așa cum facem trimitere de fiecare dată când trebuie neapărat să argumentăm ceva, este mereu sursa de, haideți să spunem, de argumente ale acelora care pur și simplu le confiscă într-un mod nedemn, prin impostură și minciună, picătura de putere a individului și vasul de aur de suveran al națiunii, folosindu-l în interes personal. Din momentul în care am trecut la o altă structură de putere, la o altă, la alt tip de organizare politico-socială sau politico-economică, pentru că elementul social n-a suferit prea multe modificări, pentru că nu a fost nicio minte care să producă inovația socială, să se gândească la cele două elemente fundamentale, la individ și la comunitate. Aveam o deviză dragă mie, ca și militar, pentru că eu le-am spus studenților mei, în calitatea de director al Colegiului de Război, țineți minte, orice puteți negocia în nume personal, dar niciodată n-aveți voie să negociați victoria cu inamicul. Nu aveți voie să negociați vreodată natura, starea și destinul națiunii din perspectivă personală. Ori lucrurile acestea intră la capitolul nenegociabil. Și de aceea am spus și la Colegiul Național de Apărare, oameni buni, ne îndreptăm spre o lume într-o continuă altercație cu sine, în care vor apărea două elemente. Disocierea și lipsa de solidaritate, atenție, foarte important, și contestatarismul. Fiecare va contesta pe celălalt. O lume în care dispare solidaritatea. O lume în care pur și simplu și reconvertește solidul național într-o sumă dispersată de microsocietăți, de publicuri. Disoluția națiunii. Disoluția națiunii ca și conștiință a propriei sale trăiri ca subiect de drept internațional. Nu prea multă filozofie. Corect. Domnilor, asta înseamnă paradigmatic periferizarea voințelor naționale față de ideea, tot mai departe de națiune, a politicii centrale. Și te mai întreb de ce unii spun m-am săturat de România, vezi ce a spus la Cluj un X, că vor unii să-și facă Republică Țigănească, vezi pe Potroacă acum, că a zis-o că vrea să facă Republica Văii Jiului, să fie ei cei mai naibii, să nu mai depinde de București, că vor să facă un fel de secesiune a unor ținuturi cu diferite nume, că vor să schimbe ei suveranitatea și unii chiar cereau, ce cereau, domnule Deaconescu, nu? Protectoratul. Corect. Pentru Transilvania. Cosuveranitatea. Am discutat aici. Cosuveranitatea asupra unor părți întregi de românism. Unde trăiesc oameni cu viță în rărunchii acestor pământuri. Vedeți dumneavoastră ce se întâmplă? Și atunci m-am întrebat cauza. Dispariția omului de caracter în viața publică?
confundarea îndatoririlor, cum spune Bismarck, a omului de stat cu potlăgăriile omului politic și, apropo de deviza care am pus-o în fața lor, politică națională pentru neam și pentru țară. Ce au făcut? Au făcut pe politică personală pentru neamuri și pentru sine. De la neam la neamuri. Păi, vedeți, dumneavoastră, o chestiune aproape și semantică. Și dați-mi voi să vă spun că o declin ca și definiție cu gen proxim, fără diferență specifică între ei, toți sunt doar o apă și un pământ. În opinia mea s-a văzut că această succesiune, rotacizare la putere, este un troc. Prea iau eu pasivul tău, dau vina pe tine, stau cât pot, vin și ei înapoi, exact așa s-a întâmplat, dai vina pe mine, cădem la pace, pentru că împreună suntem interșantajabili. Și încă ceva, domnule general, suntem să nu apară intrușii. Nimeni exact. Cu idei noi, nimeni cu altceva. Să ne schimbăm într-una între din conferințele mele, poate, nu poate, sigur, am să vin o dată la Târgoviște să conferențez despre trezirea acum, învierea rădăcinii și necesitatea de a recupera, a recontura identitatea de sine a acestui popor. Bătălia pentru recompunerea identității e nevoie, pentru că e spartă în fel și fel de imixtiuni ale celor care nu pot să pătrundă la bogăție decât sfârmând această identitate. E bine, e nevoie să facem acest lucru și pe tema aceasta aveam să spun undeva și este aici elementul de esență care vi-l aduc în discuție pentru telespectatorii noastre care știu că sunt băștinași, autohtoni adevărați. Nu doar că s-au născut aici sau mai colea. Nu, cu mintea sănătoasă și gândesc că eu mis ceea ce sunt. Bine, nu numai aici, în Dâmbovița, că s-au născut și pe la Giurgiu și pe la Propoudă. Iertați-mă, nu se pune problema de numai musa de locul unde te naști, ci de modelul tău de a gândi față de pământul care te-a învețuit. Exact. Nu vă supărați, dar lucrul acesta vreau să-l aduc în discuție. Faptul că, dintr-o dată, pentru a te menține la putere, și o să vă arăt o chestie extraordinar de interesantă din Eminescu. Aceasta e o carte numită Eminescu interzis al lui Crișan. Acest lucru în care el fiind conștient că este impostor, că valoarea lui este subțire, peliculară, pe valoarea lui adevărată, de-abia dacă poate să pășească picioarele unui țânțar, că altfel îl sparge. Ei bine, oamenii ăștia sunt conștienți de limita lor. Puterea lor nu vine din singularul valorii sau nombarului, ci din solidaritatea de haită. În momentul în care se sprijină reciproc, se produce rețeaua lor care se suspendă și negociază și face managementul puterei într-o punte suspendată, rupți de realitatea adevăratului popor, a adevăratei românii reale. Așa se face că toate deciziile astea sunt ca nu ca în perete. Te uiți de ce sunt atât de multe legi care se schimbă peste noapte și sunt strâmbe. Legile nu sunt făcute de a produce dreptate socială, ci de a produce un alt beneficiu în folosul acelei haite, a grupurilor oneroase care echipurile lobizează. Unii spun că fac trafic de influență. Nu. Traficul de influență e un fel de lobby acceptat în altă parte. Este de-a dreptul rapt de încredere, rapt de credibilitate. Eu îți ofer ție, în vot, picătura mea de putere, națiunea îți dă hârdouă cu putere și în loc să gestionez puterea mea în folosul meu, că este proprietatea mea suverană, tu o confiști, o iei, ești instrumentarul puterii și te întorci nevolnic împotriva mea, umplându-mă de biruri, mințându-mă că n-ai să faci treaba asta, umplându-mă de restricții, că suntem o țară a restricțiilor. Totul în lege începe că nu e voie să faci. Când legea trebuie să spună cum să faci organizarea societății, cum să faci binele comun, cum să aranjezi esența dreptului natural și a dreptății, că sursa de dreptate și adevăr e la Dumnezeu. Eu sunt cel care trebuie să transfer ca și intermediar om de stat binele, bunătatea și dreptatea către cei
pentru care m-am angajat să-mi asum ce? O sânda conducerii. Eu trebuie să fiu ca om de stat, ca politician care face polisul, politica cetății, apărarea ei. Eu trebuie să-mi pun națiunea pe umeri, ca un titan, și să o duc până unde mi se sfârșesc puterile. Și când nu mai pot, să las pe altul mai bun. Nu! Ce fac ei? Se cațără călare pe umeri națiunii, o ia de moș și o călăresc ca lumea, o storc, o vlăguiesc, se prăbușește și când nu mai au ce face, spun, plecați. Cetățean de mâna a doua. Emigrați. Domnule general, trebuie să luăm iertați-mă și ceva publicitate. Poate m-am cam încins că m-ați provocat, dar o să revenim la tonul adecvat. Păi nu. Tonul este și trebuie să fie, cred eu, în conformitate și cu vremurile Știți pe care le trăim, pentru că oamenii ne cred. Dacă am eu nu emit aici pentru a spune vorbe atârnătoare. Corect. Eu chiar trăiesc, cred în ceea ce spun. Revenim după pauză. Înainte de a lua publicitate, amintesc celor care ne urmăresc întrebarea serii. Considerați că armata și biserica sunt folosite de către politicieni în scop electoral? Vă rog să răspundeți prin da sau nu la SMS, la numărul afișat pe ecran. După o pauză publicitară, ne întoarcem la dialog cu domnul general Mircea Chelaru. Am revenit în direct cu oaspetele meu special din această seară, domnul general Mircea Chelaru. Și trebuie să reamintesc, domnule general, în retragere, sigur că dacă... Nu, în rezervă. În rezervă. General nu sunt niciodată în retragere. În retragere nu sunt. Nu, în rezervă. E bine că mi-ați spus că mai învăț și eu, iată, niște lucruri trebuie să reactualizate. Ați fost șeful Marelui Stat Major al Armatei Române în 2000. În 2000. Da? Un an de zile, da. Da, și știu că ați demisionat la sfârșitul lui octombrie în 2000, dacă exact, mi-aduc eu bine aminte. Pe 31 octombrie. Pe 31 octombrie. Exact pe motivul că nu am acceptat să negociez valorile naționale. Era da, atunci, doar atât. Am înțeles. Era, eu știam lucrul ăsta și mi s-a părut important în acest moment să amintesc că tot n-am făcut-o la început și vina mea aparține. Pe undeva, vă spun, a fost... Unii considerau, Doamne, o dramă. Nu. Când viața o tratezi ca pe ceva firesc și ți-ai asumat pe deplin condiția omului care trebuie să-și desăvârșească existența într-un mod demn și numai în numele valorilor de onorabilitate, atunci fiți convins că asta nu are nicio importanță. Însă mi-am recăpătat toate drepturile de cetățean constituțional, de om al cetății. Domnule general, nu știu dacă se poate Romanian Uber Alles. România deasupra Uber, orice. Nu, dar germană, o Românie pentru toți nu avem. Asta este categoric. Vă întreb în acest context, care este cel mai periculos virus al lumii de astăzi, în contextul în care noțiunea de patriotism a devenit desuetă, ea nu poate fi desuetă niciodată pentru oamenii adevărați, iar în speță pentru noi românii adevărați, care zic eu că suntem majoritar, dar prin practica pe care mișcarea politică și alte organizații au dus-o. Parte din ele. Da, parte ca, din ca ele, și cunoscător de limbă germană, sunt foarte atent. Când Hitler spunea Deutschland über alles, înseamnă Germania peste toți. Peste toți. Deutschland für alle, Germania pentru toți. Pentru toți. Asta s-a lansat. Și eu aș vrea o Românie pentru toți. S-a lansat după 1990, după reunificarea celor două Germane prin Helmut Kohl. Eram chiar în Germania. În octombrie. Eram student al... Început de octombrie, parcă. Da, eram student a primei serii de studenți ai Colegiului de Studii Strategice de Securitate și Economie de Apărare George C. Marshall. Uh-huh. E bine, în momentul în care dumneavoastră îmi spuneți o Românie pentru toți, sau o Românie peste toți? Eu am înțeles întrebarea. Nu se pune problema nici într-un caz să fie o Românie a românilor.
o Românie a noastră. Nici peste noi, nici sub noi. Când spuneți a românilor, spuneți a cetățenilor. A celor care trăiesc, care în, trăiesc în spațiul astea. Ăsta. Corect. Nu fac o discriminare, o deosebire de rasă, de etnie, cu toate că trebuie să fim atenți și aici. Da, am și făcut specificarea, da. Pentru că domnule, nu toată lumea... Domnule, ai cetățenia acestui stat, ești un trăitor după regulile vieții mele, a pământenilor, că unii vin de afară și își pun ceandalaua în drum. Nu-i modelul meu de viață. Unii vin de afară și vor să construiască moschei. Nu-i modelul meu de viață. Îi dau voie, dar în niște limite. Sunt un om tolerant, pentru că toleranța este prima formă de manifestare a bunătății, a înțelegerii. Dar tolerant până unde? Până îmi pui în pericol propria mea existență. A fi tolerant cu cel care abuzează de tine înseamnă prostie. Și aici trebuie să fim foarte atenți până unde merge limita unei toleranțe umaniste. Sunt împotriva celor care sunt exclusiviști, reacționari prin excelență. E nevoie de o lege a reconcilierii naționale? Eu sunt cel care am rugat pe domnul Iliescu în 2003, când a vrut să schimbe Constituția. Punctual, să-mi spun. Am spus, da, a venit vreme în care cei care au greșit să-și urmeze calea de a fi pedepsiți, de a-și primi pedeapsa. Cei care au adus mari deservicii sau au produs crime împotriva umanității, care au trădat această nație, nu trebuie pardonați dintr-o dată. Să-și urmeze calea procesului. Nimeni nu-i scuzabil dintre cei din vârf, nu? Cine cum produce o crimă împotriva umanității sau împotriva națiunii, că știm foarte bine ce înseamnă trădarea, trebuie să răspundă până la dincolo de neam. Nu e vinovat copilul său, dar trebuie urmat. Dar trebuie oameni buni într-o lume tot mai dihonică. Ăsta e răspunsul meu. Care e virusul cel mai periculos? Este tocmai schizma continuă, scandalul permanent, dihonia interioară, dispariția solidarității umane, directe și colective. Indiferentismul a unuia față de celălalt, bigotismul, falsa credință, religiozitatea falsă, practicarea întregului sistem spiritual sub semnul mercantilismului, a unicului liber arbitru, banul, încălcarea legilor adevăratei meritocrații, totul pleacă din infaibila invidie a celui neputincios pe cel bun. Și culmea, e lăsat să zburde în voie, pentru că sistemele noastre sunt vulnerabile, sistemele noastre sunt fragile, nu au site, grile, severe de triere. S-a pornit prost de la mișcarea din 89, revoluție, cum spun. Iertați-mă, și v-am spus-o și recunosc, m-ați atins, pentru că tot eu îi reproșeam domnului președinte Iliescu. Văd că s-a dat publicității acum, în sfârșit, stenograma discuțiilor de la Institutul Revoluției Române, când ne-am reproșat, domnule președinte, ce am rătat noi în 89 și imediat în anii 90-91, nu a fost altceva decât acea necesitate de reprogramare a unei noi conștiințe morale. Revoluția morală în România a fost asasinată prin recaptarea în structurile noi a celor care au produs dezastru moral dinainte. Despre care vorbeați cu două, trei fraze mai... Exact, care vorbeam în septembrie 1993, la capitolul În loc de încheiere sau marile greșeli fatale, întrebându-ne cine s-a cocoțat pe scaunele martirilor și înaltilor noștri demnitari, a lui Maniu, întrebam, a lui Iorga, a lui Brătianu. Și când te uitai cine s-a pus în scaunele alea, îți veneai să-ți mulci părul. Nu pentru că l-aș fi contestat pe el. Nu. Nu eram de acord cu modul lui de gândire și mai ales pe incapacitatea lui de a produce viziunea timpului care vine. Noi aveam nevoie să construim o țară pentru copiii noștri. Deci am pornit prost. Mizerabil, prost. Iar idealurile sau țintele revoluției mai bine așa, au fost
țintele Revoluției au fost abandonate pe măsură ce acestea au fost reconfigurate în scopuri de grup și personale. Deci această metamorfoză, cu ghilimele de rigoare, a fost posibilă din cel puțin 3, dacă nu 4 unghiuri de cauză. 1. Incapacitatea societății să reacționeze, pentru că a fost complice cu cel care îi fura și îi lăsa și lui dreptul să ciupească. Cu inexistența unui control instituțional care se verifice dacă feedback-urile duc către o direcție sănătoasă, încrasarea și anchilozarea instituțiilor fundamentale la acea vreme. Justiție, finanțe, administrație publică de nivel local și central. Nemodificate. Erau numai tușate, cosmetizate, să se zică că s-a făcut ceva. Se unea ăla acolo, cu aceeași structură, cu aceiași oameni. A doua zi se despărțeau când venea o altă guvernare, dar erau aceiași, cu aceiași reflexe, incapabili să se autodepășească. A ieși dintr-un mecanism de rutină și să produci o reformare a propriului scaun. Este groaznic de greu. Fervoarea în repetabilitatea, repetarea greșelilor de către cei care vin la putere, se succed la putere, mi s-a părut întotdeauna suspectă. După ce sunt foarte buni critici atunci când se află în opoziție, în momentul când ajung din nou la pupitrul de comandă, repetă, dacă nu cumva, hiperbolizează greșelile predecesorilor. Pentru că intră în aceeași mecanism al funcționării puterii pe verticală și pe orizontală. Încă o dată. Îmi transmiteți, iertați-mă, îmi transmiteți indirect, și corectați-mă dacă am greșit, că mecanismele de promovare din cadrul forțelor politice sunt viciate. Se fac la ora actuală numai pe criteriul relației personale cu șeful, a clientelismului și a contribuției directe la partid sau la grupul specializat. Și două obiecte pe care trebuie să le ai, cârpa pentru pantofi și tava pentru paharul de apă. Domnule general, cum pot fi schimbate? Cum pot fi schimbate aceste lucruri? Sigur, pentru că asta ne-ar întreba cei care ne urmăresc. Sigur, am soluția unei asemenea continui dezordini mentale, care vine nu de azi, de ieri, studiindu-l pe Eminescu, toată publicistica sa, eu ca și membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, împreună cu președintele Doru Dinu Glevan, promovăm această emisiune permanentă și această conferință itinerantă în țară, Eminescu Jurnalistul. Pentru că el acolo mai puțin cunoscut, este omul cetății, omul de neegalat din perspectiva capacității sale aproape divine de a surprinde cauzele esențiale a unei lumi negurate. Vreau să vă spun că ceea ce scria Eminescu în 1876 până în 1883 este perfect valabil și astăzi. Vă rog să mă iertați, avem un telefon de la un telespectator, să-i dăm și lui cuvântul cu scuzele de rigoare. Vă rog. Bună seara! Am onoarea să vă salut, domnule general Mircea Chelaru. Să trăiți! O personalitate marcantă a armatei române și a poporului român. Sunt locotenent colonel în retragere Costache Parascim Manole Teodor. Să trăiți, domnule colonel. Da, spuneți-ne. Da, imediat. Sunt stabilit în Târgoviște, odată cu dislocarea brigăzii 82 tancuri din garizoana Pitești în toamna anului 1958 și am rămas târgoviștean. Originea mea e din Caracal Olt. Bun venit în garnizoana nemuritoare Târgoviște, al cărui specific au carele de luptă și ulterior modernele tancuri, inclusiv tipul de tank românesc. Mai tare. Domnul, iertați-mă, vreau întrebarea. Mulțumesc, știm aceasta, dar constat că dacă ați fost 53, sunteți octogenar, nu? Da. Să fiți sănătos. Nu, m-am născut în 1935. Aproape. Fiți sănătos și la mulți ani, cu tot respectul, sunteți într-adevăr în retragere, ați depășit 70 de ani. Domnule general, palmaresul activității mele, m-am înrolat în școala militară de ofițeri de infanterie în 1952,
la 16 ani, când armata, țara avea nevoie de cadre noi, și am trecut prin trei arme din necesitățile armatei. De la infanterie m-am recalificat în tancuri, după 30 de ani de tancuri am trecut la intendență, o altă armă foarte grea de care fug. Cu tot respectul pentru dumneavoastră, intervine în locul moderatorului, pentru că sunt general dumneavoastră locotenent colonel. Am o rugăminte, nu suntem aici să facem curriculum vitae CV-ul, vă stau la dispoziție să vă răspund la o întrebare. Care este întrebarea dumneavoastră? Da. Vă rog eu. Nu am întrebare. Ar vrea să... Este o întrebare, să răspund la o întrebare. Nu am date că armata ar fi folosită în campanii electorale, dar biserica în mod sigur este folosită de ani buni. Am înțeles, să vă dau răspunsul la această întrebare. Vă rog foarte mult, după ce se termină emisiunea, dacă îmi permiteți o discuție cu dumneavoastră, vă sun eu. Bine, cu multă plăcere. Sunați aici și vă garantez, vă ofer cel puțin 10 minute. Domnul Manole, mulțumim pentru asta. Eu am pus întrebarea dacă, în general, politicienii vor să folosească imaginea armatei și putem să dăm răspunsul înainte? Sigur, putem să dăm răspunsul. Haideți dacă tot a intrat și atins subiectul acesta, pentru că cele două entități recunoscute de societatea românească, de felul ei tradițională, se constată din această analiză a preferințelor că încă societatea românească, familia este tradițională, cu întoarcerea către ce? Către miezul dur, către constantele grele ale națiunii. Și atât biserica cât și armata sunt două dintre entități, sau hai spunem, cei doi piloni la care întotdeauna te întâlnești cu extrema, viața și moartea. Noi știm, așa cum am jurat, că în urma plecării la luptă nu mă așteaptă niciun fel onoarea decât dacă vin înapoi victorios, dacă nu rămân pe câmpul de bătaie. Și au fost milioane de români în istoria medievală și recentă care și modernă, care nu au murit în tăcerea lor, ne întrebând niciodată de ce. Pentru că așa le-a fost datoria. Cine a insuflat sentimentul dragostei de țărână, de datorie și de credință? Structura educațională de bază a celor vremuri. Biserica pământeană. Și a rămas biserica cu această viziune și tradiție. A intrat morbul modernizării și în biserică. Dar asta e o altă problemă. E treaba lor să-și o rezolve. Eu respect biserica din perspectiva credinței. Din perspectiva acestei forme de manifestare a spiritului și a angajării morale cristice, a bunătății, a virtuții, a blândeței, a omeniei. De aceea e nevoie de o lege a reconcilierii. Să nu mai fim foști legionari, foști cuziști, foști comuniști, foști securiști, foști de toate, pe diferite etape. Mă iertați, foști securiști, nici nu știu dacă există noțiunea asta. Nu, e nevoie să ne aducem. Suntem toți români. Și această segregare, de această încriminare, denotă, în primul rând, un mental idiot, denotă faptul că cine vrea să ne dezbine știe ce să folosească ca mesaj de intrigă și... Dați-mi voie să folosesc un termen totalmente neacademic, dar tare popular. Repede punem botul la asemenea capcane. Suntem botaniști cu din perspectiva aceasta, armata și biserica, ca instituții de sine stătătoare, nu au nimic de a face cu politicul. Ba mai mult, sunt cel care am cerut actualului președinte ca în Constituție ministerele, cum ar fi cel de externe, și Ministerul Apărării, să nu mai fie conduse de politicieni numiți de guvernul în funcție. Nu! Să fie conduse de o persoană neutră politic, cu același statut, poate ca și a președintelui. Căci politica externă este fără culoare politică, este politică națională. Politica armatei de securitate este fără culoare politică, este națională. Că se încearcă, atenție, să se folosească armata ca pe o butonieră pusă de sărbători de domnii politicieni. Este adevărat. Dar nu e vina lor. Ei încearcă. Țineți minte. Armata, nu e vina politicienilor? Nu, ar trebui să li se dea peste mână tocmai de către armată, așa cum am spus-o eu în 2000,
Am primit reproșurile, uitați-vă bine la mine, citez, nu o să mă vedeți niciodată stând cu mâna întinsă la ușa primului ministru pentru banii armatei României. Și punem aici un punct și o virgulă, un minut, după emisiunea noastră, peste câteva minute, intră în direct colegii mei Adriana Răceanu și Ioan Obăgilă cu dosarele MDI. Să rămână Adriana, bună seara, Nelu! Bună seara! Suntem într-o discuție efervescentă, voi ce faceți? Ce... Ne pregătim de emisiune. Ce ați pregătit pentru această seară? Domnul general este un izvor de date și de judecăți și din cauza asta sunt foarte rapid în... Am înțeles, îl salutăm și noi măcar atât pe domnul general Chelaru, un român adevărat, un om care m-a impresionat plăcut încă din perioada când l-am văzut în 2000, pare mi se, când dumnealui a fost numit șef Marelui Stat Major al Armatei Române, un om demn, un om care părea de la început că va schimba ceva în armată, în societatea românească. Okay. La dosarul MDI în această seară vorbim despre băieții deștepți din agricultură. Wow, și vă spunem doar atât... Păstrăm surpriza pentru 8:30, 20:30. Băieții deștepți cu ghilimele, da? Exact. Băieții poate să fie și fără ghilimele, că sunt chiar deștepți, au reușit să-și umple conturile cu bani. Deșteptăciunea e șmecherie curată. Exact, da? Și există oarece conexiune cu cele spuse de domnul general Chelaru acolo. Cu atât mai bine că emisiunea voastră vine cumva în prelungire chiar pe specificul vostru. Vă urăm spor la treabă în această seară cu invitații pe care aveți. O seară bună să rămână. Și eu mulțumesc. Da, domnule general, spuneam care ar fi soluția, încercam în acest tumult de raționamente și de subiecte, da. În încercarea de există, a-i mulțumi pe există oameni. Soluții. Eu am o vorbă și vreau să le spun. Cum și schimbăm filozofia partidului? Nu există problemă fără soluție. Există numai tâmpiți care nu găsesc soluție la problemă. Numai că sistemele ajunse în acest nivel de metastază proprie, indusă, nu se pot schimba din interior. Mulțumesc Dumnezeu că unii probabil că o să rămână surprinși de ce spun. Că în modelul nostru de a fi introduși, a fi fost introduși în catenele Uniunii Europene, dar mai ales în trena strategică a Statelor Unite ale Americii, păstrează ochiul de veche și mai reușesc să oprească derapaje, că altfel ar fi nenorocire. Am fi, cum se spune, batustan, nu? Parcă așa spune. Da, batustan. Din prima, prin modelul lor de a împărți țara pe dregătorii, pe baronii, pe subdiviziuni micro. Un singur economice. Minut ne mai desparte de finalul emisiunii. V-aș ruga, cu scuzele de rigoare, timpul este atât de crud uneori, mai ales într-o discuție cu domnia voastră, care ar trebui să fie schimbarea constituțională de care românii cu adevărat au nevoie, dacă e nevoie de una. E nevoie de o altă rânduială. Această rânduială și-a dat Obștescu sfârșit. Nu putem să o facem cu acești oameni. Forța noii rânduieli vine din obligativitatea. Și aici e soluția. Recaptării de către acest popor a sursei sale de suveranitate. Românii nu mai sunt suverani în propria țară. De aceea trebuie schimbat forma de manifestare a puterii, organizarea și crearea puterii și reprezentativității și regândirea neofuncțională a satelor și orașelor noastre. Țara este suma integrată a satelor și orașelor. Tot ce se face, infrastructură de teren, infrastructură de transport, Vodafone, ce vreți dumneavoastră, poștă, circulă între aceste locuri pulsatorii de viață. Până nu vom schimba modelul de viață, rânduiala, și vom elimina mezostructurile mâncătoare de buget, și parazitismul dintr-un stat care devine opresor, dintr-o administrație pentru sine și nici de cum pentru sistem, nu putem să schimba nimic. Asta este România anchilozată. Domnule general, suntem la final de emisiune. V-aș ruga să
acceptați ca să convenim din timp și aceste chestiuni care țin de Constituție, mai ales în acest an important, în care unii doresc să schimbe Constituția, alții nu știu ce doresc, și mă refer la putere și opoziție, nu sunt sigur nici că unii ori vor face în interesul național, după cum nu sunt sigur că nici cei care contestă au interesul național. Eu sunt sigur că toate modificările constituționale de această dată vor fi tot în interesul lor și nu vor modifica sursele de dihonie și marile surse de discriminare a românilor în propria țară. Și am să vă rog să găsim timp pentru o emisiune dedicată în exclusivitate acestei chestiuni constituționale. Vă dau un singur exemplu? 10 secunde. Vă rog. În Constituția noastră se dau drepturi nemărginite minorităților naționale. Și eu consider că a te institui în timpul actual modern ca minoritate este un peiorativ grav. Cel mai simplu, așa cum avem modelele Franței și a altora. Există doar cetățean român de altă origine etnică. Am înțeles. Și atunci rezolvăm toate problemele. Nu vor să o accepte. Articolul 6 spune, limba română este limba oficială a statului român. Da? O să le detaliem. Doi. Ce era dacă punea? Cunoașterea limbii oficiale este obligatorie pentru toți cetățenii săi. Am înțeles. Aș vrea să detaliem aceste lucruri. Le detaliem. Pentru publicul nostru, pentru telespectatori, spre înțelegerea și folosul lor, doamnelor și domnilor. Sub semnul lui Eminescu. Mulțumesc domnului general Mircea Chelaru pentru că a fost în această seară, în această convorbire, pentru dumneavoastră la Fețele Puterii, la MDI TV. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Sperăm în continuare să ne vedem cu emisiuni de calitate și nu-mi vine în minte o încheiere mai potrivită decât următoarea maximă. Vă rog să o urmăriți. Poporul român este singura mea avere netrecătoare. Aceste vorbe aparțin lui Mircea Chelaru, generalului Mircea Chelaru, oaspetele meu din această seară. Judecat singur dacă a spus-o bine sau nu. O seară bună și o noapte albastră. Mulțumesc mult!